Ne lăsăm prinși în tumult de trăiri ce ne asaltează și ne pierdem. Dar vine o clipă când ceva sau cineva ne smulge parcă din tornada vieții și încearcă să ne reașeze în firescul nostru. Atunci, desprinși din negura ce nu e a noastră, reîncepem să învățăm conjugarea lui a trăi, a iubi și a dărui. Acesta e, pot spune, triunghiul lui a fi. E ceea ce are puterea de a ne ajuta să lăsăm în noi fereastra deschisă spre lumină, să căutăm și să ne regăsim așa cum știm că putem fi. Pentru că da, fiecare dintre noi știe că poate fi sprijin, dar și iubire. Este vorba despre momentul descoperirii rolului nostru pe pământ. Fiecare dintre noi e iubit, cunoscut și înțeles, chiar dacă uneori nu simțim așa. Chiar dacă ni se pare că suntem aruncați într-o lume din ce în ce mai agitată și fără sens. Cineva, cândva, ne-a așezat în lumea aceasta cu un scop. De a învăța, de a arăta sau descoperi la rândul nostru altora ce înseamnă a trăi, a iubi și a dărui. Cineva a scris povestea aceasta pentru noi. O poveste pe care o trăim zilnic și pe care o vom scrie mai departe, o veșnicie întreagă.
Rătăceam în astă lume, deznădejdea m-a cuprins, dar am întâlnit în nume ce lumină mi-a prins. M-a privit cu duioșie și păcatul mi l-a luat, l-am urmat cu bucurie, căci mi-a spus că sunt salvat. Iisus Hristos, comoara mea, El mi-a oferit iertare sus pe Golgota. Iubire mi-a dus al meu Iisus. O, ce către casă vreau să zbor, am doar fericire promise și le aștept cu atâta dor. Îmbrăcat în haine albe, către ceruri voi sui și cântând în tonuri înalte, cu Iisus voi thank you.
Dar minor. Iată ce mi-am amintit astăzi, că suntem total responsabili de ceea ce facem sau spunem. Nu putem să ne justificăm reacțiile doar în funcție de ceilalți. Nu ei sunt cei care ne determină acțiunile sau ne pun în gând și pe buze anumite cuvinte. Mă întreb, când am uitat că libertatea de alegere e ceva valabil pentru tot și că nu e ceva exclusivist? Totul e alegerea noastră. Noi alegem cum reacționăm, ce facem, ce primim și ce dăruim și cum vrem să fim. E liberul arbitru și e o responsabilitate. Pentru că ceea ce alegem să facem, să zicem, nu ne afectează sau influențează doar pe noi. Când ne vom aduce aminte de acest lucru,
atunci totul va fi așa cum trebuie, pentru că ne vom aduce aminte că și inima are memorie și știe cum să iubească, chiar dacă noi mai avem zile în care uităm. Ea nu uită. Știu că suntem uneori departe unii de alții, uneori suntem la un cuvânt distanță, un cuvânt care poate construi poduri sau poate săpa cratere. Suntem sentimente, suntem trăiri, doar că uităm sau alegem să uităm. E mai simplu să îmbrăcăm haina indiferenței decât haina empatiei. Avem tendința de a eticheta cu siguranță unui deținător al adevărului absolut, deși nu deținem nimic. De multe ori, nu ne cunoaștem nici pe noi, dar suntem siguri că etichetăm corect pe ceilalți, pe care poate nu-i știm. Să ne amintim de unde am plecat și ce s-a întâmplat între timp pe drumul nostru spre ceea ce devenim. Că suntem sprijin, dar iubire. Să rămânem astfel, știind că lumea are atâta nevoie de speranță.